Dar vă întreb acum personal, de ce dumneavoastră personal vă place Kremlinul? Eu am spus de mai multe ori că ceea ce face Putin în Rusia o face bine. Dar din punct de vedere economic? Din punct de vedere economic, ceea ce fac ultimii 2-3 ani, datorită grației sancțiunilor, eu fac bine și lucrul ăsta este bine. Ce este rău în acest sens? Da, Donbasul și Crimea, ce părere aveți? Eu m-am expus la acest subiect de mai multe ori. Vă rog să mai faceți o dată. Aici nu s-a încălcat legislația. Este referendum care a luat astfel de decizii. Deci, înțeleg că dacă ar fi organizat în Republica Moldova un referendum pentru unirea cu România, de exemplu, dumneavoastră nu ați fi împotriva lui. Categoric împotrivă. Dar de ce ăla e ok de asta, nu? Conform Constituției este anticonstituțional și trebuie interzis. Ok, dar Ucraina nu este stat constituțional independent? Las clarifici ei cu problemele lor. Nu, stați un pic, domnule Dodon. Nu putem să vorbim așa. Dumneavoastră ați spus că la noi veți fi împotriva unui referendum de acest gen pentru că Republica Moldova este un stat independent și suveran. Ucraina nu este un stat independent și suveran? Ei au făcut suficiente greșeli. Și noi am făcut greșeli. Guvernarea a făcut multe greșeli. Înțeleg, dar întrebarea este de ce la ei a fost ok, dar la noi nu? De ce n-aveți nimic împotriva referendumului din Crimea, care s-a întâmplat pe teritoriul unui stat independent, suveran, care este Ucraina? De ce ați fost ok cu acel referendum, dar nu ați fi ok cu unul de la noi? Dumneavoastră chiar nu vedeți un pic de inconsecvență aici, că la ei a fost ok referendumul, dar la noi nu se poate? Este legislația internațională, las clarifici. Dumneavoastră acum spuneți, las clarifici. Dar mai devreme am spus că asta a fost ok. Eu am spus că ei la referendum s-au bazat pe dreptul internațional. Și este situația care este. Lasă care clarifici ei. Și asta ei a fost, o greșeală a Ucrainei și nu a Rusiei. Asta a fost în primul rând o greșeală a conducerii Ucrainei. Dar în al doilea? Și ei trebuie să-și o asume. Dar în al doilea rând? A doilea sau a treilea. Ei sunt vinoveți. Cei care... Dumneavoastră ați spus în primul rând o greșeală a Ucrainei. 100% le aparține vina lor sau este și vina Rusiei? Eu cred că este aici și vina unor puteri occidentale care au făcut tot posibilul ca să întâmple acest lucru în Ucraina. Dar vina Rusiei? Dar vina Rusiei nici constă. Concret. Pe mine că au acceptat? Eu vă întreb pe dumneavoastră, domnule Dodon, în ceea ce s-a întâmplat în Crimea, dar vina Rusiei aici nu-i. Prin ce? Că acceptat? Dar nu-mi răspundeți cu întrebare, da sau nu? Este vinovată Rusia de ceea ce s-a întâmplat în Crimea sau nu? Eu consider că ei au luat o decizie în urma referendumului care este a fost acolo. Este sau nu vinovată Rusia de ceea ce s-a întâmplat în Crimea? Eu nu văd în ce este vinovată. Deci răspunsul este nu. Eu nu văd cu ce este vinovată. America este vinovată. Statele Unite s-au implicat geopolitic acolo. Rusia este vinovată. Cu ce? Iată, vedeți, la primele ați răspuns cu da și cu nu, dar aici mă întrebați pe mine. Care, dacă spun că nu văd care este vina, înseamnă că nu este vinovată. Ok, apoi și spuneți, nu. De ceea ce se întâmplă în Donbas, este vinovată Rusia sau nu? Opinia dumneavoastră personală. Păi eu nu am fost acolo. Și nu știu dacă mă voi duce încolo să văd ce se întâmplă acolo. Uh-huh. O parte spune așa, altă parte spune altfel. Însă eu sunt fier convins. Vedeți că dumneavoastră sunteți foarte blând cu Rusia și totodată evitați răspunsurile directe. Pentru că argumentul dumneavoastră de ce nu puteți să comentați Donbasul este că dumneavoastră nu ați fost acolo și nu ați văzut. Totodată știți cu siguranță că Statele Unite sunt vinovate de ceea ce s-a întâmplat în Crimea. Păi nu l-am dat. Când nici în Crimea că n-ați fost și n-ați văzut. Stați să nu l-am sădut și-a dat picenie sau nu știu ce a dat acolo la cei care protestau prin piață și așa mai departe. Să nu l-am sădut și-a dat picenie sau nu știu ce a dat acolo la cei care protestau prin piață și așa mai departe. Dar care este problema? Nu înțeleg. Ce vă deranjează pe dumneavoastră? Dacă este încălcată legislația, nu au decât să fie penalizați toți. Pe mine nu mă deranjează nimic. Eu vreau un răspuns direct. Este sau nu Rusia vinovată de ceea ce se întâmplă în Donbas și s-a întâmplat? Păi, da sau nu? Nu știu. Dar de faptul că America e vinovată știți precis. Știu. Geopolitica se implică foarte des în astfel de cazuri. Și Rusia nu. Eu nu am văzut cazuri în Rusia s-a implicat așa cum s-a implicat tot Statele Unite. Nu am văzut. Serios. Serios.